Bună ziua, bine ați venit pe canalul meu YouTube. Numele meu este Andrei. Azi am să vă arăt cum să realizați o semnătură doar din render și, doar dintr-un render și un background. Nu? 400, 240. Scriem un nume. Signature. Render. Photoshop. Bun. Selectăm background-ul. Vom folosi un background luat din GIA, exact de unde am luat renderul. Zic că nu vom folosi un background din, de altundeva, un background din Batman, le punem la 1 GIA. Ceva de genul acesta ar putea să nu. Se uită renderul. Adăugăm, redimensionăm. Shift, ștageți de colțuri. Ceva genul acesta. Acum, File, Open. Selectăm din nou renderul. Era Share Tool. Facem ceva mai mare. Ceva genul. Bun. Setăm renderul. Poziționăm. Scădem puțin, îl facem mai mic. Bun. Ctrl J, facem o copie. Edit, Free Transform. Flip Horizontal. Bun, ceva genul acesta. Din nou, se uită în renderul. Redimensionăm puțin mai mic. Îl așezăm aici. Nu, facem o copie. Pardon. Free transform. Clip horizontal. Bun. Din nou. Clip horizontal. Poziționăm undeva unde doriți. Cam așa, cu tălăjă. Edit, Free Transform, Free Horizontal. Tot aici. Ce faci genul? Am terminat cu poziționarea renderilor. Layer. Image, Apple Image, Blur, Gaussian Blur, 3, 30 și 10. Bun. Ce fel genul? Gradient Map. Soft Light. Scăteți în opacitate că vă place. Deva pe aici, să nu se vadă și pentru necați. Nu. Gradient map. Aici. Treci la sută. Vibrans. 23. Level. Level. Corp. Așa. Layer. Facem sursă de lumină. El mi-a dispărut brușul.
Facem pe aici un diviz albastru și mai luminat așa. După, o să rămân așa. Bun. Bun. Layer file. Gustea în blur. Fac de genul acesta. Adăugăm puțin blur. Cădem în opacitate. 78. Alert. Ablimej. Selectăm Dodge. Bun. De aici pentru că vrem să fie mai iluminat cu această unealtă, să vedem cât timp am de filmat. Bun. Am timp, dar nu destul. Selectăm și nu, barn. Suntem pe aici, pe lângă render. Bun. Color lockup. Această opțiune este valabilă doar pentru CS5 și CS6. Pardon, pentru CS6 și restul versiunilor. CS5 în jos, nu veți găsi această opțiune. Alegeți ce vă place mai mult. Ce să alegem? Nu. Nu prea știu ce să aleg. Cred că rămâne aceasta. Dar scădem opacitatea până la 70. Bun. Layer. Map image. Stop pass clean. E un tutorial special făcut de mine despre această poziție. Vedeți acolo cum instalați, cum aplicați. Mereu ștergem topazul de pe față. Bun. Ne grăbim puțin. Sharpen, sharpen. Cu 8 minute trebuie să ne grăbim. Pun layer. Stroke. Negru. Deselect. Asta e tot. Putem să adăugăm un text pe preferințe. Un test de genul acesta. Bun. Uitați, adăugăm un test. Nu avem timp pentru a vedea cum să faceți. Adăugăm... ce text adăugăm? Uitați, Webas. Pentru a ne grăbi. Pardon. Gia. Bun. Blading 25 1 1. Aoleu. Așa aici 1 1 100 gradient map. Bun. Fire general stroke 1. Ceva de genul, inside, mărim și gata și textul. Mulțumim că ați vizionat acest videoclip.